Prefericitul părinte Anastasie, arhiepiscopul tiranei, duresului și al întregii Albanii, a împlinit astăzi vârsta de 95 de ani. Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare întâi stătătorului care a reînviat viața religioasă din Albania după ce a fost desființată timp de 23 de ani de regimul comunist ateu. Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii a 95 de ani de viață, exprimându-ne aprecierea pentru bogata lucrare pastorală și misionară a prefericirii voastre, întreprinsă în slujba Sfintei Biserici Ortodoxe a Albaniei. În numele membrilor Sfântului Sinod, al Clerului și al Credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, vă adresăm doririle noastre frățești de sănătate și ne rugăm întuitorului nostru Isus Hristos să dăruiască preafericirii voastre darurile sale bogate, într un mulți și binecuvântați ani, cu deosebită stimă și frățească dragoste în Hristos Domnul.